bebelușii umani sunt drăgălași, dar neajutorați și absolut dependenți de părinți pentru primii câțiva ani din viață, uneori pentru primii 30 ceva. La cai e puțin altfel. Puiul nou născut de cal este capabil să meargă și să alerge la doar câteva ore după naștere. Un cameleon este capabil să se camufleze în funcție de mediul înconjurător, chiar dacă este orb. Asta înseamnă că ai putea fi lângă un cameleon chiar acum și niciunul dintre voi nu ar ști. ADN-ul tău este 95% identic cu cel al unui cimpanzeu. Nu trebuie să iei asta personal, e valabil la toată lumea. Plus că e și 70% identic cu cel al unui melc. Veverițele își petrec majoritatea timpului căutând castane, pe care le îngroapă pentru ca mai târziu să uite de ele și așa cresc copacii. Există un păianjen în Brazilia a cărui înțepătură provoacă o erecție care durează 4 ore. Dar dacă durează mai mult, vă rugăm să consultați un specialist. Caprele nu au dinți în partea din față de sus, așa că dacă ți imaginezi că ai văzut vreodată un zâmbet de capră, te înșeli. Găinile cu urechi albe fac ouă albe și găinile cu urechi roșii fac ouă, mă rog, nici nu știam că găinile au urechi. Se speculează că gheața din Antarctica este alcătuită în proporție de 3% din pipi de pinguin, sau așa cum îi spun specialiștii, pipinguin. Iar acestea au fost doar primele 8 din 88 de chestii interesante despre animale pe care o să vi le spun astăzi. Pasărea flamingo are ciocul pe dos, deoarece mănâncă cu capul în jos. De asemenea, flamingii ar trebui să fie albi, dar pentru că mănâncă mulți creveți și alge, au căpătat culoarea iconică roz. Apropo de culoare, peștișorul auriu devine palid dacă îl lași prea mult într-o cameră întunecată. Iar peștele clovn își poate schimba sexul dacă nu e femela prin preajmă. Așadar, după ce și-a pierdut nevasta, tata lui Nemo trebuia să devină mama lui Nemo. Toată ziua vedem animale la televizor, sau afară, sau în bucătărie. Dar animalele cum ne văd pe noi? Ei bine, cea mai bună vedere o au probabil păsările, mai ales vulturul, care poate să vadă spectrul ultraviolet și de asemenea vede foarte precis și detaliat pe o distanță enormă. Vulturii pot focaliza și vedea un șoricel într-un câmp de la o distanță foarte mare, ca și cum ar avea zoom optic. Șoricelul, în schimb, nu vede la fel de bine. Are vedere extrem de blurată și aproape în totalitate alb-negru. Câinii văd culori, dar mai puține, doar nuanțe de galben și albastru, ceea ce înseamnă că lumea pentru ei arată ceva de genul ăsta. De asemenea, câinii nu văd foarte bine la distanță, lucrurile îndepărtate fiind în ceață. Pisicile văd într-un mod similar, dar au vedere mult mai bună pe întuneric, pe când elanii nu văd prea bine deloc. Uneori au fost observați încercând să călărească mașini. Peștii au o vedere destul de bună în general, similară cu păsările, dar au lentila ochiului mai rotunjită și au un câmp vizual mai mare. De aici vine și numele lentilelor, fisheye. Rechinii nu văd nicio culoare, în schimb văd foarte bine pe sub apă. Super! Și dacă asta nu era suficient de înfricoșător, doar un sfert din atacurile de rechini au loc în apă adâncă. Și dacă nici asta nu era suficient de înfricoșător, rechinii sunt imuni la cancer. Ok, hai să revenim la vedere. Șerpii pot vedea infraroșu și pot detecta căldura corpului în timpul nopții. Caii văd ok, dar au un punct orb chiar în mijlocul câmpului vizual. Asta trebuie să fie enervant, probabil se lovesc mereu de tocul ușii deschise. Cameleonii văd lucruri diferite cu fiecare ochi, asta probabil e și mai ciudat, nici nu poți să-ți imaginezi cum ar fi asta. Muștele cu ochii aia ciudați văd imaginea pixelată și nu foarte clar, dar de asemenea creierul lor procesează informații mult mai rapid, ceea ce înseamnă că muștele văd lumea exterioară în slow motion. De aia e așa de greu să omoară muscă. Unii cărăbuși din deșert au vederea atât de bună încât se folosesc de dâra stelelor din Calea Lactee ca să navigheze spre casă, iar o scoică uriașă vede lumea ceva de genul ăsta, probabil. Dar cea mai complexă vedere o are probabil o anumită specie de crevete care are ochi flexibili ce se mișcă individual cu multiple pupile pe fiecare și cu 12 receptori de culoare spre deosebire de doar 3 la oameni. Nu se știe de ce au evoluat acești ochi extrem de complexi, dar ar putea avea legătură cu faptul că același crevete are și cea mai puternică lovitură din regatul animal. Deși este foarte mic, acest crevete își poate mișca picioarele din față cu viteza unui glonț. Lovitura lui este atât de puternică încât dacă ar fi de mărimea unui om, ar putea arunca o minge de tenis în orbita pământului.
Bine că flamingii nu mănâncă și creveți de ăștia, altfel ajungeam să avem flamingo cu superputeri. Apropo de superputeri, puricele poate să sară de 200 de ori mărimea corpului său, asta e echivalentul unui om care sare pe Empire State Building, iar cel mai rapid animal din lume este un șoim, care în zbor poate atinge viteze de aproape 400 de km la oră. Pe locul 2 este o altă pasăre. De altfel, primele 7 poziții sunt ocupate de păsări. Abia pe locul 8 este un pește, marlinul negru, care poate înota cu 130 de km la oră, iar abia pe locul 11 avem cel pe care îl știe toată lumea, ghepardul, care e cel mai rapid animal terestru, ajungând la viteze de 120 de km pe oră. Toată lumea știe de ghepard, dar știți care e pe locul 2 la animale terestre? Păi, antilopele, care au evoluat să fugă de gheparzi, evident. Leii sunt de asemenea foarte rapizi, cu vreo 80 de km la oră. Surprinzător de rapizi sunt și struții, care pot alerga cu până la 70 de km pe oră, mult mai repede decât un cal, care alergă cu vreo 40. Iar apropo, calul este de asemenea cel mai încet animal de apă. Mai precis, calul de mare, care se deplasează cu o viteză maximă de 2 km pe oră. Revenind pe pământ, surprinzător de rapide sunt și girafa cu 60 de km, rinocerul cu 50, hipopotamul cu 30 și crocodilul tot cu 30. Și unii crocodili pot să galopeze, adică să alerge ca un cal, atâta ne mai trebuie. De asemenea, nu știu dacă ați observat, dar crocodilii au și armură. Solzii acestuia sunt făcuți din același material din care sunt făcute copitele sau unghiile, aka armura de deget. Pe lângă asta, crocodilii au cea mai puternică mușcătură din lumea animală, suficientă să zdrobească o dacie mică, dar cu toate astea, acei mușchi puternici nu funcționează și invers, adică le poți ține gura închisă fără să te chinui prea mult. Ajunge și niște scoci. Dar dacă nu au gura legată, mulți crocodili mănâncă pietre ca să ajute la digestie, aparent. Sau poate fac asta pentru că nu prea-i duce capul, având în vedere că creierul lor este de mărimea unei țigări. Totuși, asta nu îi oprește pe unii să crească până la 6 metri, iar în general, aceștia nu se opresc din a crește până pe la 30 de ani. Asta vine cam o treime din viață, deoarece crocodilii pot trăi până la 100 de ani. Nu e de mirare atunci că sunt aici dinaintea dinozaurilor. Ceva mai puțin de 100 de ani, trăiesc musculițele efemere, care sunt denumite așa pentru că trăiesc în general doar câteva ore. O furnică trăiește 2 săptămâni, o muscă de casă trăiește cam 4 săptămâni, un țânțar trăiește cam 3 luni, un hamster trăiește cam 3 ani, un șobolan cârtiță golaș trăiește cam 30 de ani, un cimpanzeu 50, un elefant 70, o balenă 200, iar cel mai bătrân animal încă în viață este o scoică cu o vârstă de peste 500 de ani. Cu toate astea, cercetătorii au descoperit că unele specii de meduză nu mor niciodată. Acestea ajung la maturitate, se reproduc, îmbătrânesc, după care revin la stadiul lor infantil și încep din nou să crească, reluând procesul din nou și din nou, ca un fel de Benjamin Button infinit. Și acum că am vorbit puțin și despre durata de viață, poate ați observat că la mamifere există o regulă generală care zice: cu cât ești mai mare, cu atât trăiești mai mult. Asta nu înseamnă că trebuie să te îngrași, asta va avea fix efectul opus. Dar de asemenea este cazul că cu cât ești mai mare, cu atât metabolismul tău e mai încet. De asta e viața mai lungă. Prin urmare, mai toate mamiferele au în medie același număr de bătăi ale inimii pe parcursul vieții. Cam un miliard. Aproape toate. Mai puțin oamenii. Noi avem 2 miliarde pentru că avem algocalmin și ceai de mușețel și de-astea. Ca să vă faceți o idee, e de ajuns să înțelegeți că inima unei balene bate de doar 9 ori pe minut, iar inima unui șoarece bate de vreo 500 de ori pe minut. În același sens, mărimea poate avea efecte surprinzătoare și la viteze. Am vorbit despre cele mai rapide animale, dar dacă ai fi de mărimea unui șoricel și ai alerga la viteza maximă, adică cam 10 km pe oră, relativ la dimensiunile tale, te-ai simți ca și cum ai alerga de fapt cu 300 de km pe oră. Cu cât ești mai mic, cu atât pare că mergi mai repede. Și foarte mic este și bebelușul de cangur. Când acesta este nou-născut, este aproximativ de mărimea unei albine. O balenă nou-născută e ceva mai mare și devine și mai mare, îngrășându-se cu vreo 90 de kilograme pe zi. Pisicile se îngrașă mai puțin, probabil pentru că nu simt gustul dulce. Veverițele nu pot să râgâie, ceea ce este ideal dacă ești o veveriță alcoolistă. Cai nu pot să vomite, ceea ce este ideal dacă ai rău de cal. Păsările nu simt mâncarea iute, deci n-au probleme cu aripioarele picante. Iar cangurii nu pot să se... deci nici ei n-au probleme cu aripioarele picante. Strămoșii cangurilor au trăit în copaci, iar astăzi încă există 8 specii de canguri de copac.
Tigrii au dungi pe piele, nu doar pe blană. Dacă nu mă crezi, poți să bărbărești un tigru ca să vezi? Dungile la tigri sunt diferite ca amprentele la oameni și sunt folosite de cercetători pentru a distinge un tigru de altul? Amprentele la urși și koala sunt de asemenea diferite, dar sunt cam similare cu cele omenești și au fost cazuri când au fost confundate în investigații criminale. Libelulele sunt absolut inofensive, nu mușcă, nu înțeapă, nu cară boli. Mai mult, de parcă asta nu era suficient, formează și o inimă în timp ce fac dragoste. Muștele sunt absolut dezgustătoare, în schimb, după ce mănâncă, vomită mâncarea și o mănâncă din nou. Vacile pot dormi în picioare, dar nu pot visa decât pe jos, cât de poetic. 60 de vaci pot produce o tonă de lapte într-o singură zi, cât de practic. Girafele nu au corzi vocale, de-aia nu vezi girafe soliste. Girafele au limba neagră, de-aia nu vezi girafe în filme porno. Girafele au cea mai mare inimă din animalele terestre, de-aia sunt atât de blânde cu copiii. Plus că au nevoie de inima aia mare ca să împingă sângele în sus pe gâtul ăla. Și în final, fiecare girafă are pe corp fix 88 de pete. Probabil, nu știu, n-am numărat, dar cam atât apar să fie.